la învăția la 12. Este restul 3. 10, zicem. Deci la învăția, dacă nu-i 12, 10, așa. Învăția la 12 nu mai merge. Nu merge niciodată, merge 0, și cât e 0 atunci. Da, nu-i bun. La 12. La 12, așa. Că dacă autobusul e strict mai mare decât 12, atunci obligat duci pe renovarea asta. Asta. Dacă nu zice asta, da, trebuie să îl iei zero. Nu luat era 1000, așa că... trebuie să pună nici mai mare decât 1000. Ba da, nu, mai trebuie să luăm un bucat cu chestia asta și să țin cont. Dacă nu era de 100, acolo spunea că dacă nu era de 100, acolo spunea mai mare decât 1000. Deci renovarea asta e super faină și dacă... Dacă adăugăm cu n mai zicuit, așa, numărul natural. Adăugăm noi. Da. Mai mare decât 12. Exact. Atunci... Și asta e renovarea. Asta e renovarea, fără comentarii. Da. Dar dacă lipsește asta, poate uite, mai mare decât cel mai mare divizor, număr la care trebuie să împarte. Da. Da? Ca să ai... Ai asigurat că exact. Cât un an niciodată șansă fie zero. Zero, corect. Dar dacă sună așa cum sună, vedeți ce simplu sună. Afla cel mai mic număr natural N, care împărțit pe rând la 9, 10 și 11, deci de restul 7. Simplu. Vedeți? El sună simplu. Foarte simplu. Și te gândești, băi, atunci a fătui zero, dacă te gândești, nu? Băi, eu vreau cel mai mic număr. Cât îl dau zero? Pe ce îl dau 1? Și gata, gata, e niște probleme, probleme perfecte, obținut cu punctaj maxim. Cu punctaj maxim, corect. Da? Deci, dar ea, deci, practic... De cum mai mai era așa, dacă îi sugerea cu el mai mare decât 12, decât dacă el lăsa libertatea să... Da? Da, dar foarte mulți experimentați copii și așa, merg așa și se duc, trebuie numărul și nu primez nimic punctaj. Iar surpriza este mare, când se afișează, el are aici 0 puncte. Și ne puneți și dintre și profesori și toată lumea este o mare chestie extraordinară. Dar dacă era adăugat... Mi se pare că era mai, mai mare de 12 și te ajuta. Pentru că știai că... Te ajuta? Da, pentru că... Clar, trebuia să pleci așa, pe rezolvarea. Da, trebuie să ajungi rezolvarea asta. Obligatoriu. Nu mai stresat faptul că trebuie să pui și zero ăla. Da, da, uite, trebuia să plecăm și adică să... Vezi, asta prea eu cu domnul profesor. Că deci, cel mai mic, să fie nu, zero. Nu, noi portăm o discuție exact. Aproape, cum să spun, colegială aici. Eu vreau să invit până la nivelul acesta, în care facem o discuție liberă. Exact. În sensul acesta. Faptul că capcana a fost atât de dură, merită să ne intre la suflet. Și discuția, el o să spună mai mare decât 1000. Da. Ca să fie acolo, ca să asigure câtul diferit de zero. Și noi am zis, nu mai mare decât 12. Și tot asigură. Da, același lucru. Deci orice număr mai mare sau egal decât 7. De să fie orice număr mai mare sau egal decât 7. Nu, de 12. Da, te zic că 7 e mai mare sau egal? Păi era 7. Nu, mă referea... Se vedea. Adică... Dacă N, dacă tu pune câtul 10. Da. Și dădea N7. Vreau să spun un genul mai mult de 7, nu? Aici vreau să te invit. De ce? Uite, aici vreau să-ți atrag atenția. El spunea N mai mare decât 7, strict decât 7, la împărțirea la 9, mai aveam la împărțirea la 9 câtul este decât 0. Dar e mai mare strict decât 7, da? Mai mare decât 7 poate să fie și 1000, da? Dar la împărțirea, la... Stai tu... Tu zici mai mare decât 9, da? Dar mai mare decât 7, poate să fie și 8. Și atunci, la împărțirea la 8... 8 împărțirea la 9, 0. Cât e 0. Și deci nu... Cu mai mare strict decât 7, nu-ți asigură, nu poate fi și 10, și 11, și 12, și 17, și 1000. Și mai mare egal de zărbă. Deci mai mare egal decât cel mai mare dintre ele, ca să nu-ți mai lasă libertatea câtul egal cu 0. Da, dar uite ce simplist sună, asta e ideea, Daniel, el sună simplist. A fost cel mai mic număr natural care a împărțit la numele ăsta, dar restul 7. Nu te constrânge în niciun fel, îți dă toată libertatea din lume. Deci tu trebuie să ții cont aici. Băi, câtul poate, cel mai mic cât îl iau. Deci n-am nicio constrângere, iau cel mai mic cât posibil, nu, domn profesor? Da. Deci, mă gândesc. Câtul
mai mic este și în varianta. Că următorul este. Da, următorul este, fără de soție. După 7. Neapărat. Altul mai. Deci, 7 și 8 e următorul. Da, mai mic. Da, următorul pentru nu mai mare decât 12. Piesa asta. Altfel, ăla, 7. Păi da. Deci, ascultă, deci este cel mai mic număr, e 7. Următorul e 1987. Asta în varianta în care nu e mai mare decât 12, ca să ne ducem pe soluția asta. În varianta corectă, fără precizarea asta, nu e mai mare decât 12, doar nu e cam 7. Da. Hai să facem și un exercițiu. Exact, învățăm de asta. Da, da. Deci am zis să facem un exercițiu, da? Hai. Da. Ok. Considerați cel mai mic vreau. Cel mai mic număr. Tot și cel mai mic număr. Deci, de te întâlnați cel mai mic număr. Mama, dar trebuie să mă gândesc la numărul ăla. Păi e. Cel mai mic număr e. Ce nu? Nu, 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 nu. Nu, nu, nu. Asta e greșeala. Nu-i treaba lui să rezolvi el. Ce mi interesează? Doar atât. Împărți la. Nu, din 90, 15, 15. Dar poate nu e. Nu contează, îl găsim. Zii alte numere. Găsim cel mai mic număr e. Eu chiar nu înțeleg. Atenție. Dacă am înțeles soluția asta, pentru asta cu ce noi acum. Păi da. Deci nu trebuie să găsesc numărul 1987. Îl găsim noi. Rezolvitorul găsească. Păi da, dar dacă nu mă rindu același. Tu cum pune? Cum? Dacă îmi dă același. Păi dacă îl împărțim la 14. Nu, 14. Să zicem mai mult numărul el. Care împărțim la? Care împărțit la? Așa nu trebuie. El împărțit la 1. La cât zi? La 17. La 17. Păi ce trebuie restul? De restul? 18. Nu poate. Nu poate 18. Zi altă rest. Am zis că nu poate. Restul 5. 5. Tot el împărțit la... El împărțit la... Să punem... La 18. La 18. De restul 5. El împărțit la 19. Restul 5. Dar trebuie și la 27, nu? Nu neapărat să fie consecutiv. De asta am trebuit să spun. El împărțit la 24. Să nu șapte. Deci el împărțit la? 27. 27 se duce de respectatul? 5. 5. Și-o găsim noi. Facem vreo specificații sau o lăsăm așa? Lăsăm așa? Păi așa lăsăm așa? Știi vreo. Deci 0. Da, dar numărul care este dacă lăsăm așa? E bine. Numărul este 5. 5, sigur. Bine, nu lăsăm așa. N mai mare. N mai mare. De cât? 27. 27, am prins. Și acum, hai să rezolvăm. Ok, deci o să fie acolo că N este egal cu 17 cât 1 plus 5. Da. N este egal cu 18 cât 2 plus 5. N egal cu 19 cât 3 plus 5. Și N este egal cu 27 cât 4 plus 5. Oricât 4 plus 5. Așa, care înseamnă? Scoatem un 5. Scădem un 5. El minus 5 egal cu 17. El minus 5 este egal cu 17. Oricât 1. El minus 5 este egal cu 18 oricât 2. El minus 5 este egal cu 19 oricât 3. Și el minus 5 este egal cu 27 oricât 4. Și acum? Acum facem cel mai mic. Da, cel mai mic multiplu comun. Pentru numele. Deci interesat cel mai mic multiplu comun. Cel mai mic multiplu comun. Pentru numele punem în paranteză 17, 18, 19, 27. De aceea zicem 17 și jumătate. 17 și jumătate. Da. Deci 18, pentru că așa sunt. În 2-lea a 3-a. Nu, că asta 2. 2 și 3. 2 ori 9. 9. Dar 2 ori nu-l scriu. Dar 2 ori 9. 2 ori? 2 ori. Dar 2 ori. 3 ori 6. 3 ori 6. Păi 6 n-are și un 2 și un 3. Și vine 2 ori 3 la 2-a. Cel mai rapid e bine să zicem 2 ori 9. Da? 19 e frumos. Da, 19 e egal la 19. Și 27 se scriu ca 3 ori 3 la 2. Trebuie 3 la a doua sau 3 la câte? 3 la 3. 27. 3 ori 3 la 2, 3 la 3. 3 ori 9, dar 3 la 3.
Atunci cel mai minim timp pe comun? Cel mai minim timp pe comun este 17 ore. Uite, așa scrie, dar domnul profesor, cel mai minim timp pe comun este egal cu... Este egal cu... 17 ori 2 ori 3 la a doua. Cu a doua la câta? A doua. Mi-te mai zice și 3 la 3. A, 3 la 3, a? Așa. Ori? Ori 19. Am întrebat. Dacă eu, de exemplu, nu mă conectați la oare să și punem acolo 3 ori 3 la a doua. Nu mai greșesc. Greșesc. Sigur că așa. Păi nici. La împărțirea la 27 nu mai mergea. Nu se mai mergea. Că iar, pretenția lui 27 este să fii 3 la 3. Da. Ai înțeles? Da. Numai că ce exercițiu. Deci. De ce suntem foarte domn? Dintre cei comuni, de ce puterea cea mai mare, nu întâmplătoare? Și pe urmă, toți cei comuni și necomuni, totul la un loc. Și numărul ăsta, vă te rog, repede, 17. 19 și ori 27 și ori 2. 7. Deci ori 2, ori 27, ori 19. 17.442. Este 17.000? 442. 442, da? Da. El este sau mai... Ăsta e numărul 5. Sau... 5. Da? Plus 5. Și fie 17.447. Ăsta e numărul căutat, cel mai mic număr căutat, descoperit, care are așa semnalitate. Când împărțim la 7 și 8, 19 și 27, dar restul e fiecare dată 5. Tu te gândeai să pleci de la el. E treaba rezolvitorului. Important era să adăugăm asta. Cam că fără asta, restul e 5. Numărul 5. 5, numărul căutat este 5. Da? Dar să ținem cont de asta, încercăm să-ți spunem, să-ți transmite calea. Să ținem cont de asta. Măi, dacă nu se pune nicio condiție, atunci acum gândul zero, ce să mai discutăm? Corect. Și nu ori plătat chiar respect. Exact. Dar dacă vedem că are o condiție, atunci trebuie să lucrăm așa. Și condiția care trebuie pusă este mai mare decât cel mai mare, imediat decât numărul cel mai mare la care facem împărțire. O pus 1000, că pune 1000, iar nu mai contează. Sau 10.000, eu dar ce număr. Important era să nu cumva să pună peste 1980. Exact. Sau la mult care să pune 18.000. Da. Da. Deci asta era. Ai înțeles, Dania? O să mai facem și să văd dacă ai înțeles, o să fii mai facem. Acum o chestie. Să găsesc că cel mai mic, mai natural, e care împărțit la... Lasă că face, devin foarte atent. Da. Deci el împărțit la 16. Nu vrei să șterg nimic, domnul profesor? Da, hai să șterg, ca să vă fim. Să facem un alt exercițiu, da? El împărțit la... să zicem... Aici, dar șterg și el... Nu-i mică, domnul profesor, îi zice, ca să scrie sus. Da. Deci am amintit și imediat încerc. Acum să fie atent, că îți prezint ceva interesant, da? Deci el împărțit la, să zicem, 16, dă restul, hai să zicem, restul, 5, el împărțit la, hai să te zic așa, iată un pic, te rog. Deci împărțit la 16, de restul 14. El împărțit la 20, de restul 18. El împărțit la 22. Stați puțin, dar ați schimbat resturile, nu este corect. Asta e ideea. El împărțit la 16, de restul 14. El împărțit la 20, de restul 18. El împărțit la 22, de restul 20. Care e cel mai mic număr la această calitate? Am anumit că sunt diferite. Puneam acum că câte 0, dar fii bun. Să scrie termacul ții de preț. Și cel mai mic număr la această calitate și care nu merge. Deci mai merge de toate în același. Haideți să schimbi de-o.
14 orice 1 plus 14 S este egal cu 20 cel 2 plus 18 și S este egal cu 22 cel 3 plus 20. Plus 20. Acum l-aș da, adică toate se fac la 2 și la bine și toate la 2 factori. Stați puțin, nu știu, că mă să-ți spun dacă l-au chestii și... Da, dar te rupi și pe chestia. Să-ți spun, că să facă eu același remix în multe asta oară. Dacă mergem 2 ore, nu știu. 2 ore, cum tu? Adică... Ați spus să fiu trebuie și trebuie să-mi dau acolo un nou, dar îmi dau fiecare un factor, dar nu am înțeles care mi-a venit. Trebuie să-l văd. De ce n-am spus eu la prima, l-am păsit la 16 și zice noi, am zis 14, da? L-am păsit la 20, ce lesturi aveam eu să pun? Ce lesturi aveam eu voie să pun la înălțirea la 20? 2, 3, 4, 5, de la 0, de la 0, la 0, la 9. Spune, la 0 nu mă spui, știi ce fi pus 18? Că aveam așa libertate. Aaaa, și-o dea sunt câte două, adică două distanțe de fiecare. Foarte tare. Foarte important, atenție. Asta e momentul. Am păstrat între împărțitor și rest. Stau de câte... Două dăți? Da. Hai să adunăm doi de astea. Da. Deci adunăm acel doi aici. Adunăm acel doi aici. Adunăm acel doi aici. Deci o să fie egal cu N plus 2 este egal cu 16 secunde plus... 16. Care e egal mai departe, dăm de 16 pe 16. E egal cu 16 pe 16, 1 plus 1. Că pe care le dăm cu una. Și egal cu 16. N plus 2 este egal cu 20. Poți să dau direct, adică să pun direct. Așa, 10 pe 20 pe lângă A. Ce 2? Faci 20 pe. Ce 2 plus 1. Și egal cu, ai spus bine, cu 20 B. 20 B. Ăla e venit, tot da, mama, pentru ce 2? Da, da, da. Din motivul ăsta. N plus 2 este egal cu 22 pe lângă C. 22 cât? Orice era. Da. 22 orice. Și iată relații sunt așa. Să se găsească cel mai mic număr natural, de tipul N plus 2, de data asta, după mișcarea asta, de tipul N plus 2, care împărțim la... care să fie egal chiar, nu? Să fie egal cu de tipul 16 A. Tot N plus 2 să fie... 20 B. Și tot N plus 2 să fie 22 C. Deci mă gândesc acum cum ar fi la număr care se împarte la toate, sigur, că cel mai mic număr care se împarte și la 16 și la 12. După aceea și la 2. Găsim cel mai mic. Da. Nu așa căutăm. 1. Poți de ce 1? Păi sunt mici mai mic număr care se împarte la toate. Care se împarte și la 16 exact. Să se împarte exact și la... A. 20 și la 22. 16, 22. Este cel mai mic motiv comun, suntem aici. Aici. Deci, e vorba de a afla cel mai mic multiplu. Deci N plus 2, ăsta, este egal cu cel mai mic multiplu, cel mai mic multiplu comun, pentru numele, le punem paranteză, 16, 20 și 22. Deci 16 poți să scriu ca... 16 egal cu... Pe o parte, 16 egal cu... 2 la 3-a, 2 la a 4-a. Da. 20. Egal cu? 10 ori 2. Da. Dar 10 e 2 ori 5. 4 ori 5. 2 la 2. Așa. 5, 2 la 2 ori 5. Și 22. Și 2 trebuie să scriu 11 ori 3. Da. 2 ori 11. Asta avem pe trebuie. Deci cel mai mic multiplu comun poate fi egal cu 2 la 4.
Și egal cu... Plus e egal cu 16 ori... Ori 5. 16 ori 5 face 80. 80 ori 11. 11. Și egal cu 80. 80. Da. Așa vine? Da, da, da. 880. Plus... Da, da, e plus 2. Plus 2, da? De 10 da. Plus 2 egal cu 800. 80. Okay, atunci, nu va fi sigur egal cu... Este egal cu 870. 878. 878. Care nu am fost o revistă la fel? Care a fost capcana aici? Deci restul le-am avut grijă să le dau în raport cu împărțitor la două unități. Poți să faci și tu miniștri? Da, acum le fac. Acum? Da, ia să vedem. Dar zi, eu împărțit la... Eu împărțit la 18, da. Trebuie să dea restul 16. Dar nu tot la 2 unități, poți să dai și la 5, nu domnul profesor? Sigur că da. Deci nu neapărat. Tot la 2 unități. Deci, ah, ok. Deci este 18. Da. La iar restul să fie? Poate restul trebuie să fie 16. 16, da? Tot la 16. Zi 13. 13, mama asta vrea să fie la 5 unite, da? Da, trebuie să aici, mamă. Eu împărțit la 21. Da, număr. Dar dă ce număr vrei tu? 36. 36. Ah, să dea restul cât? Trebuie să dea restul 31. Corect. 31, da. Și el împărțit la... El împărțit la 52. La 52. Dă restul 47. 47. 47. Iată, da, corect. Rezolvați problema, știu să o rezolv, dar acum dumneavoastră. Da, eu am rezolvat deja în cap. Da. Trebuie să ne-am scurit. Ai și găsit numărul. Da, da. Că așa aveai tu de gând să faci. Nu? Te gândeai să-mi iau eu numărul, să văd dacă nu fac astea, ce resturi găsesc, să-l nimerez. Deci nu se fac niște așa să fac. Dacă e pătruns în interior, pe ghișitele, e bine și pe cheria. Și uite, mi-ai dat așa și gata să-ți bată la cu cel care rezolvă și vin la un el, dacă aici, se prinde, eu gata, e pe ghișitele. Ai văzut? Când m-am schimbat resturi diferite, ai zis, nu mai se cadrează modelul acela dinainte. Da? Și noi am făcut ghișitele de astea, că nu te pătruns la am contribuinte. Deci am mai făcut la clasă aici. Dacă nu să te uiți, într-adevăr, vezi pe care e diferența între 18 și 13. Ce face acolo? De ce sunt resturile diferite? El n-are din șansa asta să păstrezi la aceea distanță. Ca să aduni... Deci tot ce trebuie să fac este... Adică nu vreau să-i scrie numărul 18. Orice număr ar fi... Ai văzut? Trebuie să facă la diferența între ele. Da? Deci la modelul de problemă anterioară a fost același test. Da? Același test. Iar la problema asta, restul diferit, dar la aceeași distanță, ca să n-am problemă. Altfel, nu mi-am spus. Da. Și 12, zic, ai venit mai devreme, ea zice, nu, m-am venit la timp. Zic, pe ce știi? Păi la 5 jumătate. Păi la 4 la 5 jumătate. La 4 la 5 jumătate. Hai un pic. Hai, stai un pic. Hai. Păi faci un exercițiu, repede. E păcat, când suntem cum ai încinși. Exact. Și mintea mea este să pătrui și tu. Mereu te-am inventat. Da. E fost categoric. Deci nu-i pentru mine. Da. Nu zici așa, nu vreau să se creadă Daria pentru că mă interesează exerciții ei. Cum? Se creadă Daria pentru că mă interesează exerciții ei. Aaa, orgoliu? Asta-i, da! Nu se poate. Nu se poate. Rână, dacă ar fi așa, haide la chiar asta nu mi-a plăcut. Dar nu poate nici așa. Iată profesorul. Nu poate nici așa, iau să-ți. Profesorul din mine, ai zis că se vede toată... Eu vă spun. Nu-i fac niciodată. Da, și vă iau. Gata. Nu-i cazul să-i spun. Dar să vă spun un lucru. Ia, ascultă. Dacă profesorul din mine ar avea forma asta de orgoliu, cred că n-aș avea ce căuta în fața camerei. Eu am o naturalitate aceea când dau despre chestii și nu m-am prins să recunosc. Chiar astăzi a fost o treabă. Deci ne cunoaștem, că nu ne-am prins, n-am fost acolo atenți. Orgolii nu au ce căuta în matematică. Deci nu există. Cel care crede că îi face pentru asta și nu știu ce, nu coboară la nivelul ăsta, nu va face niciun problemă. Nici o problemă. Mai facem un exercițiu. Aflați numărul natural N. Aflați N natural.
știind că împărțind 9.917 la... Așa, 9.917 la N pătrat plus N, se obține câtul 28 și restul cel mai mare. Da. Câtul, deci vom avea câtul legal 28 și restul cel mai mare. Și el fiind cel mai mare. Cel mai mare. Am așa 2 secunde trebuie să mă... Te gândești. Mai știți o dată? Mă trebuie restul, că să știu. Restul care? Restul o să fie N la a doua plus N-ul. Este N la a doua plus N? Minus 1. Da. Dacă împărțim ăla asta, restul trebuie să fie unitate mai mică decât împărțitorul, nu? Tu ai zis, dacă... E cel mai mare, cel mai mare. Vă doar când văd când număr e împărțit la 7, restul are 9. Să fie de la unde? De la 0. De la 0 la 7. Deci restul este între 0. Și până la? 6. Egal cu 6. Cel mai mare e 6. Da, cel mai mare este 6. Acum, cum noi am împărțit la N pătrat plus N, restul este cu o unitate mai mică decât împărțitorul. Da? Deci teoria împărțirii cu S ar fi așa. Zi, dar i-a făcut ideea de împărțirii. Egal cu 9.917. Este egal cu 28 N la cel mai mare plus. Hai că am făcut. Da, da, da. Nu, 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 uite, N plus N. Plus, restul împărțirii. N pătrat plus N. Așa, suntem aici. Da. Ce să facem? Mă gândesc. Da, acum am văzut ce la pe tabă și să-mi iau tot. Nu, nu contează. Zici ce îi faci așa, în fața acestui exercițiu acolo. Ai o paranteză acolo, un număr care e ca cu... Desfaceți paranteza, zi. Hai, desface paranteza. Deci am putea desface paranteza. Și o să scrie așa, domnule, în scrie, nu? Da. Ia să vedem, zi. Zi, 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 nu. Zi, ca să o să... E la doua puțină faptul, nu? Ia de treabă foarte deșteaptă. Ia privește pe astea. Ca un factor. Da, dar din N-ul ăla... Nu știu dacă ea știe. Cine știi? Da, N-ul din ultima, N-ul la doua așa, N-ul ăla trebuie să scădem unul din ea. Bun, nu știu, mai rămâne acolo, scădu, da? Ca, hai să adunăm, să transformăm, hai să adunăm unul peste tot. Adunăm unul peste tot în toată relație. Ce dăm? Ca să scădem unul. Scădem minus unul acela care trebuie. Nu mai e minus. Hai să vedem. Adică cât va veni? 9.900. 9.918. Deci, uite că 9.918. Egal cu 28 N la a doua plus N plus 1. Plus 1 N la a doua plus N, nu? Deocamdată, ca să vedem să facă toți prietenii. Plus N la a doua plus N. Minus 1 plus 1, nu mai este. Da, trebuie să adăugăm N, trebuie să adăugăm. Ia zicem, trebuie să adăugăm și la 28 pe lângă N la a doua plus N. Nu, nu, e minus 1 ăsta care l-a scăzut. Minus 5, minus 7, am avut într-o 7, am făcut de asta de multe ori, nu? Deci, n-am înțeles? Nu, e adevărat. Ea zice la 28 pentru că el la a doua plus N, domn profesor, la primul termen după egal, nu trebuie să adăugăm și la 1? Ea asta zice. La N pătrat plus N, ăsta se adăugă la 1? Păi dacă am adunat în 1, în membrul drept... În tot membrul drept am adăugat și plus 1, minus 1 sau plus, nu mai sunt. Da? Deci am adunat unul și în dreapta, ca mai avea o balanță. Și când punem același lucru și în stânga, rămâne în reechilibru. Da? Și acum ce observăm? Mai mâncat pixul ăla. Ce observăm? Echivalentul. Ce-i face doar acum în fața acestui? Așa e factor comun. Pe la doua plus N, e factor comun. E factor comun, corect. Deci vine 9.000. 9.918 este egal cu 9N la a doua plus N, pe lângă, da. 28 plus 1. 28 plus 1. Adică am putea zice la 29.
Sigur trebuie să împartă pe 29. Eu știu. Neapărat, e obligația lui să o facă. Deci de aici vine 9918 pe la 29. Cred, da. Merge? Zine care a venit. N-am puțin. 9918. 343. 343. Deci egal mai departe. Vezi că părțim pe 19. Da, împărțit totul la 29. Este echivalent cu scrierea. Să vezi la a doua pusie. Din una a doua pusie, foarte bine. Este la 343. 342. Acum trebuie să vedem ce se va întâmpla. Pe lângă n factor? Cu n. Deci echivalent cu? N pe lângă n plus 1 este egal cu 340. Ce numere consecutive înmulțite fac 340? Asta. Ce două numere consecutive fac 342? Voi dați seama multe variante. Nu cred. Bun. Eu zic că sunt numai o singură variantă, doar două numere consecutive vor fi. 20 ori 20 fac 400. E prea mult. Deci noi 20 ori 19? 20 ori 19, nu știu. Iată. Deci, 2 ori 19, 18 ori 19. 18 ori 19. Gata. 8 ori 19. 18 ori 19. Deci cum? 18. 18 ore, 19, egal cu 342. Rezultă, deci, că nu e egal cu 18. Da, ce fain e. Și, domn profesor, mai avem și pentru altă problemă. Avem. Așa cum îl face. Facem, sigur că, uite, de-aia nu te poți desprinde. Când starea te bine te prinde, sigur faci. Dar hai să vedem care a fost mecanismul problemei. Cum a gândit autorul? La ce? Ce mare treabă a fost el. Cum și-a ales pe acesta, 9917. Este superb. Trebuie să pătrundem în interior. Deci, acum, dacă am înțeles, trebuie să-l atacăm direct. O să presupun că a pus 9917 acolo, ca un pus unul. La întâmplare? Da. Nu. E totul foarte deașteptă. Dacă ai fost la întâmplare, Daria, nu se mai împărțea aici la 29. Corect. Aici e poate. Eu zic că a plecat la două numere consecutive, mulțite, care au dat un număr. Asta. Și a plecat deșteptul de aici, două numere consecutive. Și eu zic, nu pe lângă în plus 1, cu 342. Apoi, dar ce număr a mulțit 28? A mulțit pe aici cu 29. 29. S-a gândit să-l da. Să-i ține să-mi scot ce număr puncte aș merge numărul la inimuța. Apoi, la 29 la scrie. Da, la 2 plus n ori 29, care e egal cu... Deci, numai înapoi, da? Care știa el cât așa, fac. E așa. Da. 28 ori plus 1, el pătrat plus n. Asta cu restul cel mai mare, domn profesor, mi se pare iar interesant. Foarte tare. Și acum scade un 1 peste tot. Și dă 9917. Și acum, și vedea că locuiește cel mai mare. Ideea este că o să obține cel mai mare rest la împărțirea asta la 28. Da? Împărțirea la asta, pardon, mai e pătrat cu 7. Da. E cu unul mai mic. Da? Vezi? Da? Hai să o faci cu 3 numere consecutive. Ah, ce drăguț. Deci 3 numere consecutive. Da? Deci trei numere consecutive, nu neapărat mari. Mari, poți să fie și mici. Da? Nu, ori 10 ori 11 aș face. Ori 10 ori 11. 9 ori 10 ori 11. Și ar face 90 ori 11. Sau putem să facem 111 ori 11. 111. Cum vrei tu, hai. 990. Aia facem. Și 990, adică n. Cele trei numere consecutive. Adică e forma de n minus 1. Pe lângă n și n plus 1. Ce o șmecherie. Adică pe 9 le-ai văzut n minus 1. Pe 10 le-ai văzut n. Și pe 11 le-ai văzut n plus 1. Am fixat rău, pot să știi. Da? Deci, păi trei numere consecutive, cum le scrii? Păi, consecutive. Nu minus 1. Nu. Nu și nu plus 1. Păi, nu, pe lângă 2. Păi, să faci și așa. Dar ca să fii mai deșteaptă chestia,
Eu am făcut așa, în minusură, în și în plusură. Că să vezi de ce. Iau și mulțesc pe astea două paranteze. În minusură, în mulțicul de plusură. Știm să mulțim două paranteze, nu? Luăm pe primul și mulțim cu toți, luăm pe cealaltă mulțim cu toți. Deci eu nu ne facem în pătrat, nu ori nu. În pătrat, nu ori unu plus, nu? Minus ori nu se face, da. Minus n, deci minus n și minus 1. N cu n se duce și face n pătrat, minus 1, da. Sigur, eu am luat așa, ca variantă pentru tine, ca să nu intru în momentul ăsta, tot mai deașteaptă era ideea mea, că-l gândim plus 1, că-l gândim plus 2. Și tu ne mulțești. Și obții ceva de acolo, de ciudat, da? Tu ai vorbit de cele două așa, da? Da, 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 da. Și dă acolo o expresie și tu îi împărți la șmecheria aceea. Da, mulțesc cu un 24. Deci tot mulțești cu un 24. Văd că da, nu știu nici ceva pe acolo. Deci atunci, de pe o și de 23 plus 1. Scădem 1. Și vorbești de voilà. Cel mai mare rest și el, în cazul de față, ca să nu are problema. Cel mai mare rest. Adică trebuie să vadă de toată chestia asta cu unul mai puțin. Dar Ca fiind cel mai mare rest la împărțirea asta, fiindcă tu, noi învățăm la alte expresii acum, și tot cel mai mare rest, înseamnă cu unul, unul de mai puțin. Cel mai mare rest, că nu te poți adresa cel mai mare rest. Dar când astea e cu unitate mai mică decât de împărțitorul. Nu-ți permiți să zici cu trei. Exact, dar cu trei, că nu mă uitam că ăla cu unul. Dar numai cel mai mare rest, dar mai poți să zici cel mai mare rest. Deci, strici formulare, deci. Exact, da. Cel mai mare rest. Sigur, ce a putut greșit o idee să vedem? Din nou, am dezbrăcat autorul, cum să spunem, l-am lăsat fără nimic pe el. Că dacă e pătruns, să nu zic eu formula aceea, în fundul gol, să zicem așa, i-am pătruns acolo, în zona aceea, greu accesibilă a minții lui. Cum am făcut greșitul? De fiecare dată vă invit aici. Deci marea mea bucurie este să vă retrag spre zona asta greu accesibilă, foarte greu accesibilă, pentru că voi aveți sentimentul că autorii aceștia sunt supra-oameni. Nu. Au niște șmecherii pe care depun la punct și fac tot felul de jonglerii. Așadar, el a plecat de la două numere consecutive. Da. Le-a mulțit acolo. 18 ori, 19 ori. Le-a gândit pe cele două numere care nu pentru că nu plus 1. Da? Le-a mulțit cu 29. Și-a mulțit cu 29. Trebuie să mulțit cu orice număr vroia aia. Orice număr vroia aia. Dar dădea câtul atunci. Deci, da. Era important, modificam câtul împărțirii. Nu mai era 28. Nu mai era 28, ci era funcțiile câte o mulțit era. Dar vedeți că scade cu unitate. Exact. Da? Scade cu unitate și desparte acei 29, dar de 342, de 28, dar el pătrat plus 1. Și plus 1, el pătrat plus el. Că îi scade un 1, pentru ca să aibă șansa să vorbească de cel mai mare rest. Exact. Da? Să aibă șansa să vorbească de greșitul. Deci atunci, deodată greșitul devine dur. Devine dur pentru că ai de el pătrat plus el. Și fiind cel mai mare rest, adică față de împărțitorul ăsta, e până te-ai prins aici. Aici e unul mai puțin. Unul mai puțin decât el pătrat cu semn, deci el pătrat cu semn, minus 1. Adunăm obligatorul pe unul acela, ca să putem face un factor comun. Și atunci avem cei 29 de altfel. Sunt foarte sigur. Doar așa a fost numărul obținut, prin înmulțirea aceea. Da, da, da.
Deci ăsta e mecanismul de, de formare a problemei. Deci, dacă facem sinteză, doar că nu am împărțirii cu rest, nu? Deci am lucrat aici pe teoria împărțirii cu rest. Deci mi-a plăcut mai timp. Mergem și spunem așa. Hai să vedem. Subtilități ale teoriei împărțirii cu rest. Da? Am avut aici subtilități. Preți. Ale teoremei. Mei împărțirii cu rest. Ce subtilități? La teorema împărțirii cu rest, ce ghiși ți-a făcut? Am avut același rest odată. Da. Deci am... Am avut același rest. Învățat la mai multe lume, am avut același rest? Sau am avut restul diferite, diferite, la aceea distanță de împărțitor. Am avut sumigaus, da? Am avut sumigaus. Sumigaus, sigur, da? Restul diferite. Sau din restul ieșit, problemă, da? Lecția. Și apoi sume. Gauss. Da. Am făcut cel mai mare multiplu, cel mai mic multiplu. Așa, cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu. Cel mai mic multiplu comun. Și ce am mai avut aici? Asta mi-a făcut chiar și tot teoria pe care am făcut. În care a fost, n-am mai avut împărțitorul precizat. Deci împărțitorul nu mai este dar am avut doar informații despre cât și rest. Deci depărțitul egal cu împărțitorul ori credut plus restul, foarte tare așa, de la urmă împărțirii cu rest, când cu virgulă sigur, totdeauna ochiul trebuie să fie, că restul e cuprins între 0, poate să fie 0 și mai mic decât împărțitorul decât i, pe fundalul acestea, uneori, iată, pot să dau critul și nu știu împărțitorul. Deci o altă problemă care am avut-o, n-am știut împărțitorul. N-am știut împărțitorul. Am dat informații despre ales că e cel mai mare. Deci nu știi împărțitorul, dar ăsta e cel mai mare ales. Și atunci tu trebuie să zici, băi, mai mic decât împărțitorul cu unitate. Corect. Da? Asta a fost bine probleme. Și în plus au fost două urmări consecutive acolo. Dacă nu dăm seama că era n la a doua peste minus 1, atunci nu mergem lucrurile. Nu, te puteai apropia de ghișițiu. Trebuie să adică. Da? Deci erai pe deasupra, de-abia când am minus 1 și am fost al doilea moment de ghișiți, când am adunat pe unul ăla care ne deranja foarte tare, dar am adunat în anii membrii și după aici erai intrigată de ce nu aduci la împătrapusierul ăsta. Păi e ca lui, ce zic? Și membru drept. Adică, da? Față egal și după egal. Membru drept, da. Ei, din nou, a fost o lecție interesantă, am avut multe lucruri de învățat și cred că ușor, ușor îți câștigi încrederea. Și în felul ăsta aș vrea să vii mâine cu o problemă în care, să spunem, în weekendul ăsta, hai să tragem așa. Dacă bucuria te-a prins, da. Hai să. Dacă bucuria te-a prins și ai înțeles, lasă-o așa. Da.